apropo de războiul parapsihologic, de ce vor ăștia să mă omoare? De, e o oroare. De, eu sunt foarte conștient de puterea mea, a cea mai mare putere parapsihologică. Mai sunt indivizi câțiva. Era un oracol pe vremea lui Vremea, acum vreo 3000 de ani. Se numea, era o gagică, Pitia. Cum putea să-și declanșeze ea chestia asta, ca să vadă în timp? Pitia era o deogată, era o urlată, dacă e, s-o, e așa, pe Pitia. Păi acum, asta e istoria adevărată. Era o drogată. Tregea pe râd niște aburi care ieșea din niște munți. Îți dai seama cum erau aburii aia. Păi cum erau? Erau plini de gaze de-astea sulfuroase, azotate, oxid de ăștia. Ce pula mea făcea ăștia? Îi făcea niște acizi în creier. O ardea pe pitia pizoasă. Un om normal ar fi murit dacă trecea pe râd de două, trei. Mai că la ea se declanșa chestia asta. Cine pula la venea la pitia? Păi cei mai șmecheri, care erau pe fapt fricoși. Regii futuți. Declanșau și ei războaie că așa a fost lumea, tot timpul e într-un război total. Și trebuie să fii conștient de chestia asta. A, oarecum părem, nu știu cum, a, vin prietenii să-mi bag pula. Și tot timpul trebuie să fii în alertă. Cum, mamă, să-mi bag pula. Fata. Și aia vedea în timp. Și nici ăla. Asta e. Pentru că ca un om normal nu poți să-ți dai seama. Numai că Pitia e și bună și rea. Mare de mine. A fost atunci. Pentru că poți să zici că îl influențează pe ăla. Nu îl influențează. Că ăla oricum se duce acolo. Și eu am chestia asta de când eram copil mic. N-am zis-o la nimeni. Deci pot să văd în timp. Pot să văd și când sunt treaz și când sunt în somn. Și la mine nu e visul. De fapt, visurile mele sunt coșmaruri care încerc să le manipulez să nu se întâmple. De fapt, toți câmpii, zic apocalipsa, pentru mine apocalipsa e în fiecare clipă. De ce? Pentru că există o lege moabilă. Se numește entropia. Și tot sistemul ăsta, tot universul, se poate duce rapid spre un haos total, și așa suntem într-un haos. Legile echilibrului sunt cu foarte mare cost. Și mai pot ceva ce nu putea pitea și nu poate nimeni. Eu pot manipula timp. Cred că am încercat de mai multe ori de asta, dar ce nu mai fac. Am manipulat în așa fel și perd. Dacă aș cădea într-o capcană, zice că sunt Dumnezeu pe pământ. Nu sunt. Nu sunt. Sunt un om cu anumite chestii. De ce am apărut eu? Pentru că era nevoie. M-au apărut așa ca o boare pără coare. Și cum mă afișez în fața lumii? Ca un poet. Atât pot.
Un poet. Și în rest ce vrea? Vreau o viață simplă, care nu pot avea niciodată. Deci, imposibil a iubit.